Municipiul Fălticeni mai rămâne încă 2 săptămâni în scenariul galben după ce rata de infectare cu noul coronavirus se menține ridicată, fiind de 1,89 de cazuri la 1000 de locuitori. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunită în ședință extraordinară online. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a mai prelungit cu încă 14 zile scenariul galben și în localitățile Milișăuți și Pojorâta, unde rata de infectare este de 1,95, respectiv 2,35, și a instituit scenariul galben pentru Comuna Fundul Moldovei, începând din data de 15 ianuarie, unde rata de infectare este de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a mai hotărât intrarea în scenariul roșu a comunei Arbore pentru 14 zile, începând de vineri, 15 ianuarie, după ce rata de infectare a crescut la 3,12 cazuri la 1000 de locuitori.